Bucuria victoriei obținute de fetele de la Universitatea Goldi și Cimarat pe terenul formației Danzio Timișoara poate fi umbrită de situația administrativă. Antrenorul grupării arădene, Dan Moraru, a șocat printr-o declarație oferită presei la finalul meciului. Nu știu ce să se întâmple viitoare, pentru că echipa noastră este pe final de buget și bugetul de la anul este la jumătate. Și nu știu ce să fac din ianuarie, s-ar putea chiar să renunț la 4 jucătoare din străinătate și să rămânem, sau să ne desfințăm. Echipa arădeană a câștigat 11 meciuri în acest sezon și a pierdut unul, având mari șanse să câștige campionatul. În plus, conduce detașat în grupa B a Ligii Europei Centrale.